Situație incredibilă la Garda de Mediu din Argeș. Aproape toți comisarii sunt suspecți de fapte de corupție. Anchetatorii cred că angajații ar fi făcut verificări superficiale la cea mai mare groapă de gunoi din Argeș, cea de la Albota. Prejudiciul estimat în acest moment ajunge la 20 de milioane de lei. Pentru ce ați fost chemat la audier, domnule comisar? Nu știu de unde mă știți dumneavoastră. Ați fost vreodată în control la groapa de gunoi la Albota? Suspect. 13 comisarii gărzii de mediu Argeș au ajuns rând pe rând în fața procurorilor DICOT din Pitești. Aceștia au dat explicații despre controlele făcute la groapa de gunoi de la Albota. Angajații sunt suspectați de abuz în serviciu. Procurorii DICOT suspectează raportări fictive conform cărora mii de tone de deșeuri ar fi fost declarate ca fiind reciclate aici, la Albota. În realitate, spun anchetatorii, însă nu se întâmpla acest lucru. Primul audiat de anchetatori a fost chiar șeful gărzii de mediu, Alexandru Vâjan. Prejudiciul calculat până acum se ridică la peste 20 de milioane de lei. Ancheta procurorilor DICOT din Argeș a început în 2023 cu percheziții la groapa de gunoi și la o asociație de dezvoltare intercomunitară ce se ocupă de managementul deșeurilor. Mai mulți afaceriști locali au ajuns atunci la...